Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia și cei ai Minprest au avut o întâlnire în care au discutat planul de eficientizare a companiei. Directoratul complexului a prezentat însă o variantă dură șefilor societății prestatoare să concedieze 693 de angajați. Directorul Minprest, Gabriel George, spune că asta ar atrage și desființarea a 100 de posturi TESA. Astăzi am avut o întâlnire cu complexul energetic, cu conducerea complexului energetic Oltenia și în urma unei analize făcute de domnul Rușeț, însușită de domnul Antonie și de domnul Ciubotărică, mi s-a propus renunțarea la un număr de 693 de locuri bugetate, ceea ce implică încă un număr de locuri care asigură indicele de prezență, plus numărul de persoane TESA care va dispărea din punct de vedere al proporționalității. Deci undeva spre 800, nu? Încă nu am cuantificat exact, să vedem ce... Pentru că datele sunt la nivel de primă strigare. Directorul Minprest acuză inițiatorii proiectului prin care societatea ar rămâne cu o treime din angajați că nu cunosc legea. Dumnealor spuneau că renunță în totalitate la serviciul de pompieri care deservește canalele Cizmana, Pinoasa și Rovinari și o să folosească mașinile dumnealor de la termocentrala Rovinari. O legea din punctul acesta de vedere este clară, mașinile respective care se află în obiectiv nu au voie să părăsească obiectivul respectiv în speță de măcentral în Rovinari, o aberație care a fost spusă de domnul Rușeț, domnul consilier juridic Rușeț, care se presupune că are cunoștință de legislația în vigoare. Planul de eficientizare a CEO lovește în Minprest, care ar mai rămâne cu 600 de angajați din cei 1300 cât sunt în prezent. Conducerea societății speră ca măsura să nu fie pusă în aplicare. O a doua rundă de negocieri cu administrația complexului urmând să aibă loc săptămâna viitoare.